Stimați invitați, dragi participanți, doresc să încep prin a vă mulțumi că ați venit în număr atât de mare la evenimentul nostru. Numele meu este Alexandra Visalom, sunt președinte al filialei București a Asociației Tineretul ONU din România, ONG condus de tineri, ce are ca scop promovarea și încurajarea valorilor ONU în rândul tinerilor și societății românești, dar și a comunității internaționale. Pentru luna aceasta am ales să abordăm egalitatea de gen. În acest sens, vom dezbate astăzi o problematică ce devine din ce în ce mai abordată în spațiul global, și anume rolul femeilor în leadership. Leadershipul în sine este un subiect foarte des întâlnit. Sunt liderii născuți sau sunt făcuți? Sunt calități pe care le au din naștere doar un număr limitat de oameni, sau oricine poate ajunge să conducă cu succes în anumite domenii. Mai mult, apare și problema, întrebarea, mai mult, femeilor în rolul de leadership. Este cu ceva diferit felul în care o femeie conduce față de cum conduce un bărbat? Există întotdeauna riscul de a intra în stereotipuri. Cu toate acestea, există cercetări susținute de dovezi care arată că, într-adevăr, femeile au o abordare diferită față de bărbați în conducere. Este destul de evident că includerea femeilor în echipe de conducere aduce un plus de diversitate. Cu cât o echipă este mai diversă, cu atât mai ușor va putea găsi noi idei, metode creative și va fi mult mai flexibilă. Întâmplător, chiar și la noi în asociație, se poate observa că la nivel național, din cele 6 filiale pe care noi le avem, în București, Craiova, Timișoara, Iași, Cluj și Constanța, jumătate din filiale sunt conduse de femei, iar la București avem chiar conducerea preponderentă de sex feminin. Alături de noi, astăzi, avem pe David Timiș, delegat de tineret al României la ONU, proaspăt întors de la New York, unde a fost prezent la Commission of the on the Status of Women Youth Forum. El ne va povesti din experiența lui de acolo și ce s-a discutat mai exact. O avem pe Ionela Ciolan, inițiatoarea mișcării de voluntariat Amnesty International în țara noastră și lidera Amnesty International București. Și doamna Dana Marca, diplomat de carieră și fondator România Avanturisită. În încheiere, doresc să mulțumesc invitaților că au acceptat să vorbească la evenimentul nostru și de asemenea partenerilor noștri, Institutul European din România, pentru că ne-au găzduit astăzi.
Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o dezbatere interesantă și foarte animată, sperăm noi. Vă încurajăm să puneți întrebări invitaților noștri. O să îi dau acum cuvântul lui David. Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Tot a fost așa foarte last minute pentru mine, pentru că doar ieri am revenit în țară. N-am revenit la New York, am revenit din Coreea de Sud, unde am ajuns tot la o conferință care oarecum avea tangențe cu gender equality, oarecum pentru că tema principală era pacea mondială, însă abordau și rolul femeii pe partea asta de pace și securitate. Vă voi vorbi astăzi un pic despre ce am făcut în schimb la New York, pentru că e mult mai relevant pentru ONU. A fost la un eveniment marca ONU, Committee for the Advancement of Status of Women, care încă are loc la New York. Eu am fost la parte tineret, la Youth Forum care a avut loc în weekend și care a, pentru prima oară în istoria ONU și în istoria acestui eveniment, CSW, cum e el numit, a avut și această parte de tineret, în care au fost invitați tineri din toată lumea să-și exprime și punctul de vedere. Evident, tineri predominant erau fete, tinere și tinere femei, dar am avut și câțiva băieți invitați și bărbați acolo, pentru că cred că e foarte important ca și noi să jucăm un rol în promovarea gender equality, cum e foarte bine cunoscută și campania Emma Watson, He for She. Există și un He acolo când vorbim de gender equality. Voi începe prin a da câteva statistici care mi le-am notat în drum spre acest eveniment, statistici legate de situația femeilor, să zic așa, în ziua de astăzi. Avem la nivel global 1.8 miliarde de tineri, dintre care 600 de milioane sunt femei tinere și fete. Dintre acestea, una din trei femei care încă nu a plinit vârsta de 18 ani este în acest moment în țările în curs de dezvoltare adevărat, se mărită forțat, deci părinții ei îi aleg viitorul soț, chiar unul din nouă înainte de vârsta de 15 ani. De asemenea, anual se preconizează că 142 de milioane de femei cu vârsta între 20 și 24 de ani practic nu vor putea alege ele însăși propriul soț, ceea ce este o cifră destul de mare și o cifră de 142 de milioane care va fi anual preconizată în următoarea perioadă. De asemenea, pe de altă parte, în fiecare minut o femeie tânără la nivel global contactează virusul HIV, predominant contactează acest virus pe cale sexuală și asta e încă o problemă cu care femeile în toată lumea se confruntă. Ultima statistică e legată de educație. Cumva, aici fac o mică paranteză, pasiunea mea și cred eu cheia în această agenda sustenabilității despre care am vorbit probabil și noi în cadrul UNIF Association, dar și ați mai zis poate la televizor. 31 de milioane de fete și femei tinere care sunt de vârsta școlii primare nu merg la școală din diverse motive, fie că părinților nu le lasă pentru că trebuie să ajute la households, să zic așa, sau că trebuie să aibă grijă de frații sau surorile medici. Deci situația nu este una roz și, având această situație, noi am mers la New York pentru a vedea cum putem îmbunătăți noi, ca tineri, situația actuală la nivel de gender equality. Scopul CSWU Forum, mi-am notat aici niște obiective care le-a avut și rămâne să vedem dacă și le va atinge, pentru că, repet, s-a terminat mult prea devreme ca să vin cu concluzii la voi, a fost în principal de a întări cumva eforturile promovării participării tinerilor fete și a femeilor în implementarea SDG-urilor, adică Sustainable Development Goals, și aici a fost menționat și rolul bărbaților în a, din nou, încuraja împuternicirea femeilor. Apoi s-a încercat crearea unei rețele de tineri la nivel global, îi numesc cei de la ONU campioni ai gender equality-ului, persoane care vor deveni cumva ambasadoare pentru această cauză. De asemenea, tot prin acest forum s-a încercat lansarea unui technology hub prin care să fie încurajat cât mai mult fost social media pentru a promova gender equality, fiind un network și o platformă care este poate la îndemână nouă tinerilor. Și nu în ultimul rând, prepararea unei declarații a tinerilor, pentru că în cele două zile cât am fost la New York, n-a fost mult timp, dar noi am lucrat în diferite working group-uri pe puncte concrete care să fie incluse într-o declarație pe care colegii mei care încă sunt la New York, alți tineri, o vor prezenta în cadrul CSW oficial, care durează ca când începe pe 24 martie. În urma acestei declarații, noi sperăm să fie incluse cât mai multe dintre punctele sugerate de noi în agenda care va reieși după finalul acestei conferințe.
practic, ca să vă rezum ce am făcut noi acolo în cele două zile, au avut foarte multe working group-uri și am luat parte la câteva dintre ele, axate în primul rând pe care e rolul nostru al tinerilor, bărbați, pentru a încuraja femeile să implementeze această agendă a sustenabilității. Și am ajuns constant la concluzia, cam orice workshop participam, faptul că din educație pornește totul până la urmă. Educație e baza și nu putem lăsa, asta a fost concluzia noastră, nu putem lăsa pe mâna ministerului sau pe mâna unor autorități. Cumva noi trebuie să începem ca tine să cerem o educație care să fie mai adaptată secolului nostru, educație care să includă educație sexuală, educație politică și de aia educație care să promoveze un gender equality. Pentru că am avut acolo un moment în care am ținut o remarcă, încă în România, din păcate, nu avem destul de multe femei politicieni, manageri, lideri, deci nu avem destul de multe role modeluri. Însă avem câteva. Sunt în continuare doamne și domnișoare din România care trebuie cu onoare și care sunt în poziții de conducere. Asta la nivel personal, cred eu că ar trebui să fie promovate cât mai mult aceste femei și chiar, acum rămâne de văzut dacă au și dânsele timpul, să meargă ele în licee și chiar în școli generale pentru a promova gender equality și pentru a vorbi tinerilor despre această cauză. Pentru că revenind la educație, nu se face în continuare la dirigenție sau la educație civică, unde poate ar fi loc de o astfel de discuție, nu se face mai nimic. Deci tot începe de la educație. Dacă nu avem această educație formală la locul ei, o altă soluție cu care suntem, cred că, am toți la curent, e educația non-formală, care vine la ajutorul educației formale și care face, cred eu, mai multe lucruri în acest moment în România pentru promovarea egalității de gen. Aici sunt o grămadă de organizații, nu voi trece eu în revistă foarte mult, dar e foarte important să ne implicăm, să facem voluntariat în astfel de organizații care promovează egalitatea. Cum o putem face? Și aici revin la partea de tehnologie și scopul acestei conferințe, unul dintre ele, repet, a fost de a ne împuternici și pe noi tinerii să promovăm această agendă și ne putem face foarte ușor prin social media. Și social media a fost văzută acolo ca o unealtă ideală pentru noi, pentru a promova egalitatea de gen și pentru a face cât mai mult raise awareness. Pentru că doar dacă noi tragem constant de mânecă autorității locale, atunci se va putea face ceva mai concret. Eu vreau să mă opresc aici din acest mic rezumat, pentru că vreau să vă întreb dacă, nu știu, aveți vreo remarcă de făcut sau o întrebare. Nu am venit să țin un discurs și, repet, noi încă suntem foarte, doar ieri m-am întors și nu am încă concluziile acestui CSW Forum, însă am o experiență care e foarte proaspătă, așa că dacă aveți întrebări, vă rog. Mi-a plăcut mult că spui că lucrurile pornesc de la educație și haide să spunem concret care e situația la nivelul educației în România, vorbim acum la nivel global. 70% din absolvenții de studii superioare în științele guvernării, și aici ai de economie, juridic, administrație publică, etc., sunt de gen feminin. Și 30% din absolvenții de studii superioare în științele guvernării sunt de gen masculin. Acest procent se inversează radical. În 10% femei în Parlament și 90% bărbați în Parlament. 20% femei la președinția în rândul consilierilor prezidențiali, 80% bărbați. Și pentru prima dată în istoria României, 30% femei doamne ministru și 70% bărbați. Deci concluzia este că educate sunt, talente umane avem în zona resurselor umane, chiar în favoarea doamnelor, și că ne batem joc de aceste talente umane, se pierd, pentru că nu ajungem să valorificăm aceste resurse umane. Care este soluția pe care o vedeți la acest tablou? Apreciez remarca făcută. Eu când am spus educație, m-am referit la educație care atât pentru tinere femei, cât și pentru tineri bărbați. Pentru că, repet, rolul cred că aici e cheia. Nu cred că avem încă deschiderea asta destul de mare la nivel de lideri în societatea românească și la nivel de cultură în care să bărbații să vină să fie cei care să se tragă unii alții de mânecă, că se întrebe de ce sunt atât de puține femei între noi. Cred că aici vine rolul educației, care încă din grădință să fie perceput, să fie percepția asta de egalitate gen mult mai clară între băieți și fete. Și da, sunt de acord. La nivel global, statistici arată că sunt, cred că, 60% femei care termină facultate și doar 40% bărbați, la nivel global. Deci e clar că femeile tot sunt cele mai pregătite, doar că încă bărbații cred că nu sunt pregătiți și băieții să le facă locul și cumva trebuie lucrat împreună, tot la nivel de tineret, de educație, cât mai devreme, pentru a avea, pentru ca noi să ne schimbăm percepția. Pentru că eu cred că voi
Doamne și domnișoare, faceți tot ceea ce trebuie în momentul de față, cred că trebuie să lucrăm mai mult împreună pentru a ne schimba noi percepția. Nu știu, asta e părerea mea personală. Îmi place și ideea de a lucra împreună. Uite, vă spun că mie mi-a trecut prin cap până să vă ascult astfel discursul, să apelez la tine și la voluntariatul tinerilor pentru a mobiliza lucrurile în direcția asta. Dar concret, pragmatic, ce putem să facem împreună ca să și punem o concluzie, un plan de acțiune, măcar un mini draft, măcar un punct T0, hai să vorbim cu ceva, ce ar trebui să fie acel ceva? A fost o mână sus pe tine, da. Mergeam cu o soluție sau... Sunt și eu de acord și mi-a plăcut remarca ta cu fiecare femeie are poate să aibă și un bărbat puternic în spate și invers, deci se aplică, e adevărat.